Salut, prieteni, și bine ați revenit la o nouă lecție despre blockchain. Te-ai gândit vreodată cum poți să trimiți informație secretă cuiva sau cum poți să verifici cine ți-a trimis mesajul? În Bitcoin și în alte criptomonede, cel mai des folosim cel de-al doilea aspect și anume semnăm tranzacțiile ca noi să demonstrăm rețelei că suma pe care noi vrem să o cheltuim este deținută chiar de noi. Acest lucru îl facem cu cheia privată. Ca să înțelegem aceste aspecte mai în detaliu, trebuie să vorbim de cheia publică și cheia privată. Și despre acest lucru vreau să vă vorbesc astăzi. În primul rând, trebuie să vedem importanța la public key cryptography și anume, criptarea. Cu acest lucru, noi putem să trimitem informații într-o rețea nesecurizată. De exemplu, eu sunt într-un oraș, cineva în alt oraș și vreau să îi trimit un mesaj prin intermediul internetului. Dar așa cum știm, internetul este o rețea publică și nu am încredere în această rețea. Cu alte cuvinte, nu vreau ca altă persoană să poată vedea mesajul pe care eu l-am trimis. Iar acest lucru îl facem cu ajutorul criptării. O a doua utilizare este digital signature, iar acest lucru este folosit în blockchain pentru a semna tranzacțiile și, așa cum am spus anterior, noi folosim cheia privată înainte ca tranzacția să se răspândească în toată rețeaua. Este foarte important de reținut că Digital Signature nu criptează mesajul, ci doar validează senderul, cel care a trimis mesajul. Practic, este dovada că acel mesaj a fost trimis chiar de tine și nu de altcineva. Așa cum îi spune și denumirea, funcționează fix ca o semnătură sau o ștampilă pe un document. Haideți să înțelegem mai în detaliu prima parte a acestui tutorial și anume criptarea. Chiar dacă acest lucru nu este folosit în blockchain, totuși o să ne ajute pe viitor să înțelegem anumite aspecte. Problema se pune în felul următor. Cum putem să trimitem date unii către alții printr-o rețea care este nesigură? Răspunsul este simplu, cu ajutorul cheii publice și a celei private. Trebuie să reținem că o cheie privată este generată cu ajutorul unui număr random foarte mare, iar pe baza acestei chei, computerul tău o să genereze și o cheie publică. Deci fiecare cheie privată are și o cheie publică. Această cheie publică, după cum îi spune și numele, trebuie să fie publică. O spui prietenului, o spui pe Facebook, o spui mamei tale, bunicii, ați prins ideea. Pe de altă parte, cheia privată, evident, trebuie să fie secretă și cunoscută numai de tine și ca să înțelegem mai bine acest lucru, trebuie să ne uităm la un exemplu. În această imagine, Bob vrea să transmită un mesaj lui Alice printr-o rețea care este nesecurizată, o rețea care este publică și, practic, el nu știe cine este în această rețea, cine se uită la această rețea, și Bob nu vrea ca nimeni în afară de Alice să știe ce a scris. Și ceea ce Bob trebuie să facă este să folosească cheia publică a lui Alice pentru a cripta mesajul. Iar în acest caz, mesajul este Hello Alice. După ce mesajul este criptat cu cheia publică a lui Alice, nimeni în afară de Alice nu poate să decripteze mesajul. Cum face Alice acest lucru? Simplu, își folosește cheia privată pentru a decripta mesajul și nicio altă cheie privată nu poate să decripteze. Și acum, sper că înțelegeți mai bine de ce nu este în regulă ca nimeni în afară de tine să nu știe cheia ta privată. Acest aspect este foarte important de reținut și anume, cheia privată poate să decripteze toate mesajele pe care le primești criptate cu cheia ta publică. Ca un mic rezumat, cheia publică criptează mesajele, iar cheia privată decriptează mesajele. Cam asta este tot despre public and private key, dar haideți să vedem ce înseamnă digital signature. De exemplu, în blockchain, tu îți folosești cheia privată ca să semnezi tranzacțiile, ca pe urma aceste tranzacții să se răspândească în toată rețeaua. Trebuie să menționez că în momentul când semnezi tranzacțiile, asta nu înseamnă că tranzacțiile sunt criptate, ci doar semnezi pentru că toți cei din rețea se poate să verifice că într-adevăr
tu ești cel care a făcut tranzacțiile. Cine vrea să verifice poate să folosească cheia publică a respectivului și prin acest lucru se poate verifica identitatea celui care a trimis sau a făcut tranzacția. Acest lucru este folosit în blockchain, iar dacă tu îți pierzi cheia privată sau altcineva o știe, acel cineva este eligibil să semneze tranzacții în locul tău, iar rețeaua o să creadă că respectivul ești tu, cel care semnezi tranzacțiile, pentru că, așa cum am mai spus, prin cheia privată rețeaua te identifică. Aceasta a fost lecția, sper că ați învățat ceva nou și până data viitoare, multă baftă!